Lucrările sunt în toi, toată perioada de iarnă s-a lucrat acolo. Chiar ieri am vorbit, chiar dacă am fost ieri la București, am vorbit cu colegii care au fost în zonă. S-a început să toarne betonul la pile. Cred că lucrurile vor înainta, dacă și vremea va ține cu noi și Mureșul în general nu a crescut așa de mare, să avem probleme deosebite, am putut lucra în această perioadă. Dar pot spune, pentru că în această zonă, în 2008-2012, Consiliul Județean nu s-a implicat numai ce înseamnă POS, s-a implicat ce înseamnă și infrastructură rutieră. Da, motivul pentru care vreau să candidez este pentru că am început foarte multe proiecte pentru Comuna Secu Sigiu și vreau să le continui. Cea mai mare realizare pentru Comuna Secu Sigiu până în momentul de față este alimentarea cu apa comunei, care este de o valoare de 4,5 milioane de euro. Toate aceste proiecte vreau să le continui până la capăt, fie că va fi asfaltare, fie că va fi alimentare cu apă sau canalizare pentru bunăstarea cetățeanului din comuna noastră. Este foarte important pentru noi, ca cetățeni ai comunei Secu Sigiu, să avem o bunăstare. De aceea am și mers în reabilitarea tuturor școlilor și grădinițelor, reabilitarea căminelor culturale, dotarea lor, atâta cât ne permite bugetul local și ce sprijin avem de la Consiliul Județean și Guvern. Vreau să scot în evidență construirea podului de peste Morteș, un lucru care crește valoarea comunei noastre. Este un lucru extraordinar pentru comuna noastră, construirea acestui pod. De ce vreau să candidez din nou? Vreau să candidez din nou pentru că știu cât am muncit și de unde am preluat comuna cu câțiva ani în urmă și ăsta ar fi primul obiectiv pentru care vreau să realizez. Bineînțeles, nu vreau să mă opresc aici numai să candidez, să mă aflu în treabă. Vreau să candidez în continuare pentru a atrage în continuare investitori în comuna noastră. Vreau să mai fac multe lucruri frumoase legate de infrastructură în comună. Și care au fost cele mai importante realizări? Cele mai importante realizări, multe realizări, am zic eu. Importante sunt că putem asfalta acum aproape toate străzile din comună. Realizări importante sunt modernizarea tuturor locurilor de învățământ. Important este că putem construi o grădiniță nouă în comună. Lucrările sunt în continuare, deci am lucrat în toată perioada de iarnă, chiar ieri am fost sunat pentru că au început turnarea betonului în pile. Sper că vremea să țină cu noi, deocamdată Mureșul este la cotele normale, am putut lucra în perioada, toată perioada de iarnă pentru că Mureșul a fost căzut. Deocamdată, dacă vremea va ține cu noi și în perioada următoare, vom continua lucrările intens pe acest pod. Sper că până în această toamnă spre iarnă să terminăm și podul, sunt pentru German Pecica. Dar lucrurile nu se vor opri aici, deja avem tronsonul de drum, drumul județean pod limită spre Sfântul Petru German este deja în licitație și în proiectare avem DN7 de la Pecica până la pod.